Slăvit să fie Domnul! Amin. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, citim din Marcu 10 cu 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Doresc ca Domnul să binecuvinteze pe micuțul Daniel Phineas. Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Despre binecuvântare, ce putem spune? Sursa, în numer 6:27, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Dumnezeu vorbește. Binecuvântarea e la Dumnezeu. Să vorbim de locul binecuvântării, că asta e responsabilitatea părinților. Psalmul 133, versul 5. Căci acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Adică părinții să-ți ducă copiii în prezența lui Dumnezeu, că acolo e binecuvântarea. Să vorbim de felul binecuvântării. Geneza 49:28, Iacov a binecuvântat pe copiii săi, pe fiecare cu o binecuvântare deosebită. Acum eu nu știu pentru Phineas Daniel ce binecuvântare are Dumnezeu pregătită, dar are. Și dacă e de la Dumnezeu, e bună. Să vorbim de modul cum se accesează binecuvântarea prin rostire. Așa, să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Prin dedicare, prin intrarea în slujbă, din Exod 30:2, cu prețul jertfei voastre intrați în slujbă ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prin rugăciune, spune despre Iacov, că s-a luptat cu Dumnezeu după ce a trecut vadurile Iabocului acolo în câmpire Mahanainului. Și spune: nu te lăs să pleci până nu mă binecuvântez. Dar vine Osea și tâlcuiește întâmplarea. 12:4. A plâns și s-a rugat. În urma rugăciunii, Domnul dă binecuvântarea. Și mă rog încă o dată ca Domnul să binecuvânteze micuțul acesta. Scrie despre Domnul Iisus în Luca 2:52, copilul creștea și era tot mai plăcut. Mă rog ca în ce privește trupul acestui Daniel Phineas, Domnul să-i dea o creștere și o dezvoltare normală. Că e bucurie când se naște un copil. V-am spus de atâtea ori, după căsătorie 13 ani n-am avut copii. Nu, no, când a venit primul copil eram tare bucuros. Nu eram mândru, dar bucuros eram tare. Dar când se naște un copil, te bucur că s-a născut, dar ai vrea ca acest copil să-l vezi că el crește. Că dacă rămâne tot mic și pipernicit și la 5 ani e ca la 10 luni, nu te mai bucuri de el. Vreau ca la Daniel Phineas Domnul să-i dea trupește o dezvoltare armonioasă și normală. Și eu spun amin. Amin. Să-l păzească Domnul de boli și să-l ocrotească. Amin. Amin. Nu, acum, vorbind de omul duhovnicesc, eu vorbesc foarte scurt. Omul duhovnicesc, și în omul ăsta duhovnicesc ne trebuie o creștere. Că dacă te-ai pocăit, poate de ani de zile și ai rămas tot micuț și pipernicit, nici Dumnezeu nu se bucură de tine, nici adunarea. Că în 2 Petru capitolul 3, versetul 18 spune să creșteți spre cunoștință. Să fii în adunare și an de an
și să nu cunoști cum trebuie pe Domnul, să nu cunoști Scriptura, căci cunoașterea lui Dumnezeu o avem prin învățătură din Scriptură, o avem prin experiență cu Dumnezeu și o avem prin darul, prin dar de cunoaștere care vine la noi prin Duhul Sfânt. Noi o doresc ca toți din adunarea din Betel, Arad, să crească în cunoaștere, în cunoștința Domnului. Apoi spune Apostolul Pavel acolo în Tesaloniceni 2:3-12 că dacă dragostea voastră crește, merge mereu crescând, doresc ca să creștem și în dragoste. Toți pocăiți să iubească un pic mai mult azi decât ieri și mâine mai mult și să creștem în dragoste. În 2 Corinteni 10:15 spune: dacă credința voastră crește, crește și câmpul nostru de lucru. Să crească la toți frații și toate surorile de aici credința. Acum pentru el dorim o creștere trupească, pentru toți copiii dorim asta, iar în omul din lăuntru dorim o creștere duhovnicească, în cunoașterea lui Dumnezeu, în dragoste și în credință. Mai am un gând. Eu am luat un verset care se referă la mântuirea noastră de obște și aș vrea să-l aplic în viața de familie. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 10 și 11, acolo spunea: dacă dorește cineva fericirea și vrea să vadă zile bune, și asta eu doresc, la mine în casă, eu vreau să am zile bune. Mai vrea careva zile bune în casă? Care vrea zile bune să spună amin. Așa, toți vrem zile bune și vrem fericirea, numai că trebuie să facem ceva. Înfrânează limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Hai scurt. Să fie o comunicare frumoasă. Știi cât rău facem noi în casă cu gura asta, că nu știm să vorbim? Sunt cuvinte care n-au ce căuta în familia noastră. Glume proaste, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, tot felul de jurăminte care nu-s biblice, tot felul de bârfel și clevetiri. Copiii le aud, le ascultă. Și părinții au responsabilitate în creșterea copiilor. Când copilul tău va crește în casă și toate lucrurile astea or să fie, va crește așa cum sunteți voi. Dar vine cuvântul Domnului că noi să niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură, Efeseni 4:29, mai degrabă unul bun pentru zidire. Sunt cuvinte care trebuie evitate în familie. Domnul să ne dea înțelepciune să știm să facem lucrul acesta. Sunt cuvinte care trebuie promovate. Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Așa să fie și în casa asta. Eu nu cunosc familia asta, dar le spun acum să vorbească frumos, ca niște oameni pocăiți, să audă copiii vorbele astea. Apoi mai spune: depărtează-te de rău și fă binele. Eu am încercat așa să identific care ar fi rău din familie ca să fac bine. Cu un verset mai înainte spune: nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Asta e răzbunare. Doamne ferește să ne răzbunăm. Câteodată tendința asta de a întoarce rău pentru rău și o cară pentru o cară vine și la pocăiță mai vechi. Că dacă nevastă mi-am spune ceva și mă supără, da? Apoi eu știu să vorbesc și eu, că doar-s predicator, doar vedeți că știu să vorbesc. Dar mi-ai spus tu, stai că spun și eu. Dar Biblia spune: n-ai voie. Nu întoarce rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Din potrivă, binecuvântați, că la asta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Dar dacă nu am voie să mă răzbun, ce am voie să fac? Ce am voie să fac? Că de rău n-am voie să... Apoi spune în 2 Corinteni 2:7, mai degrabă iertați-l pe acela.
Se întâmplă să greșim, mai oameni buni, unul față de altul. Eu îndată spun că am 40 de ani de căsătorie. Nu se poate să nu fi greșit. Dar nu întoarcem rău pentru rău, nici o cară. Noi mai degrabă iertăm. Și copilul ăla mic o să vadă că tu ai iertat. Aveam acum o dispută în casă, nu ceartă, că mă păze Dumnezeu de asta, mi-a dat minte. Soția soținea ceva și copiii care sunt mari, mai înalt ca mine. Mama, nu ai dreptate, aici tata are dreptate. Sau, tata, aici n-ai dreptate, doar copiii judică. Dar dacă văd copiii că tata e răzbunător, că mama îl șantajează, că nu se poartă frumos, e așa învață. Acum, depărtează-te de rău. Rău înseamnă răzbunare, întoarcerea vorbii înapoi, asta e rău. Dar binele, ducem în parte, mai degrabă iertăm. Ce mai este rău? În 1 Corinteni 15:33, tovărășiile rele strică și le strică. Familia ajunsă la faliment din cauza tovărășiilor. Dar Psalmul 101, versul 6 spune: voi avea privirea țintită asupra credincioșilor din țară, ei să locuiască. Oameni buni, familii tinere, aveți tot felul de prietenii. Dacă vine cineva la voi, dar nu are dorință să cânte o cântare, să facă o rugăciune, să vorbească despre Dumnezeu, vine numai cu bârfă, vine numai cu mândrii, cu laude, ce mașină mi-am luat, ce roche mi-am luat, ce casă mi-am făcut. Ăștia nu știu câte zi neprihăniți, nu știu, dar știu că tovărășâile rele strică obiceiurile bune. Eu voi avea privirea țintită asupra credincioșilor. Ăștia să vină la mine acasă, cu ăștia când, cu ăștia mă rog, cu ăștia-s prieteni. Doamne ajută! Amin. Mai scrie în Coloseni 3:5, parcă, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea. Și asta e rău. Și câte pofte rele nu sunt prin casă și de la poftele astea rele vine rău. Dar ăsta, dacă e rău, care e binele? Galateni 5:22. Înfrânarea poftelor. Deci eu nu trăiesc în pofte păcătoase. Eu practic înfrânarea poftelor. Și mai este un rău, dacă vreți să vă lăsați și de ăsta, e treaba dumneavoastră. Eu spun lăsați-mă, greu să lasă oamenii de ăsta. În 1 Timotei 6:10 spune că iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Vă lăsați de asta? Doamne ajută-ne, nu? Văd copiii noștri că n-avem iubire de bani, că dacă rădăcina iubirea de bani lăstari vor fi lăcomia de averi, probabil, cum spune Romani, capitolul 11, da? Vreți să vă lăsați să ne lăsăm de iubirea de bani? Știi că nu ne chiar îndemână. Noi creștem câteodată copiii în mod agresiv, așa. Băi, să avem, să facem, facem o firmă, uite ăla, și facem un spirit de concurență chiar între pocăiți, o invidie așa între familii de credincioși. Nu-i bun, frate, nu-i bun asta. Iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Dar care-i bunul? Apoi vine 1 Timotei 6:17-18. Îndeamnă pe bogați veacul acestuia să nu-și pună nădejdea niște bogății trecătoare, ci să fie buni, bogați în fapte bune. Să vadă copiii tăi că la tine în casă e practicată dărnicia, că nu pleacă nimeni cu mâna goală. Să vadă copiii tăi că împlinești ce spunea Pavel, în cea din tâia zi a săptămânii, fiecare să pună deoparte ce-o hotărât. Măi, o ars o casă, s-a întâmplat o nenorocire, un copil bolnav, îi nevoie de un ajutor. Măi, nevastă, cât punem? Și copiii aud. Dacă ai copii mai mari, eu știu într-o familie în care copiii lucrau, dar așa cu prisosință lucrau, și un vecin îi spune: băi, nu înțeleg, măi. La mine îl trimit de 3 ori să aducă apă și tot să mână unul pe altul. Dar la tine, băi, cum îi spui cum să duc? Măi, eu la ăștia mai mari, eu le plătesc. Deci, băi, uite, facem, el repara mașini. Băieți, reparăm mașina asta, ce spune? Atâta luăm pe ea, atât ai făcut tu, atâta tu, atâta tu. Și când e o binefacere, spunea fratele ăsta: copii, ia vine să-mi coace. Băi, e nevoie, tu cât dai?
Tu cât dai? Uite, eu cu maică-ta mai pun atâta. O crescut așa în familie. Deci, ne depărtăm de iubirea de bani, dar ne apropiem de faptele bune. Domnul să ne ajute. Amin. Cât despre climatul ăla de pace, poate vorbim altă dată. Caută pacea și aleargă după ea. Să binecuvinteze Domnul pe Daniel Fineas. Amin. Cu o dezvoltare armonioasă în trup, pe toți copiii. Să binecuvinteze Domnul pe toți pocăiți de la Betel Arad cu o creștere duhovnicească. Să asigurăm în casele și în familiile noastre un climat binecuvântat de Domnul. Atenție la vorbă, atenție la preocupările care le avem și la climatul care îl promovăm. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin.